Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bine ați venit în frumoasa noastră emisiune plină de coreografie, umor și bună dispoziție! Am postat pe conturile noastre de Instagram imagini de neuitat, dacă vă interesează bine, dacă nu pe mine m-ar interesa, imagini din frumoasa noastră, mă înțelegi. Astăzi ne vom întâlni din nou cu Cristina Mihaela, bietul copil. Cred că de fiecare dată când intră în emisiune își face cruce cu limba în gură, zice, Doamne, ce mă mai aștepta lângă demenții ăștia doi? Nu cred că mai poate. Cred că ea săraca vine din politețe. Cred că se gândește, Doamne, Doamne, Sfântă Anastasie, izbăvitoare de o travă, ce le mai arată ăsta? Ce li se mai arată azi? Da. Mai o să ajungem. Săptămâna trecută a fost rău. Adică a fost rău că ai râs da. Și nu e frumos. Da, da, când mi-am imaginat capul pătrat, înțelegi, cu niște cercei rotunzi, nu ai voie, și după capul pătrat cu freză pe mijloc. Da, am văzut asta. Hai să încercăm începând de astăzi să abordăm subiectele cu mai multă seriozitate. Nu mă gândeam la noi așa, să fie bine. O să fie, da, da. Să fie. Despre ce vorbim azi cu Cristina Mihai? Despre alb-negru, că de-aia am venit îmbrăcat așa. A, nou în culori, nu e. Păi da, adică, de pildă, eu... Să nu găsească cheia succesului. Deci, șmecheria e, dacă eu sunt, de pildă, am o siluetă pătrată, da, dacă pot să-mi pun... alb. Asta. Da. Sau, da, nu, alb, doar dacă ai o siluetă de invidia. Așa umblă prin oraș legenda că dacă ești îmbrăcat în alb, ar fi bine să-ți permiți acest alb. Adică da, să nu te reverși. Să ai o talie de viespe. Ca o siluetă de invidiat. Da. Un trup de felină. Da, să demarezi în trombă. O urmărire ca în filme. Nu asta facem? Colecție de clișee infecte? Nu asta voi? Da, da. No, totul este șoc, șoc, șoc. Wow, wow, totul este șoc. Atenție, capul pătrat cu freza Sabia pe mijloc taie. Se poartă în această vară superbă. Chiar ce se mai poartă vara asta? Uite, de exemplu, cuțitul în spate se observ, iată cum... Stai. Așa, întoarce-l un pic. Păi l-a întors și Andreea Rai, cuțitul l-a lăsat aici. Nu e o problemă, în sensul invers a celor de ceasornic. Tu aia, dar eu vreau să-l scot, că mie nu-mi place să stea cu tine. Lasă-l, mă, dacă se poartă. Știi ce mă gândeam? Nu e micuț, crede-mă, că mi-a penetrat pleura. Ce voiam să te întreb? Mai mergem la mare sau doar ne amenințăm? Ai văzut ce-i afară? Ce-i afară? Ce-i afară, boss? Că eu sunt nebunit! Scot galben în orăcire! Plic de trei ori, gata! Afâși! Lasă-mă în pace, că am văzut! Cum afară, în fața postului? Au, erau hingherii în fața postului! Copacii fâșâia! Vântul fâșâia! Lumea alerga! Da, 15 minute de cot galben. A venit Vanuța, a luat camul, s-a terminat. Eu voiam să verific dacă mai am mașina. La mare e frumos. Foarte frumos. Plecăm și noi. 22 de ani a făcut Gigi Gheorghiu la mare. Când vine el undeva, până și furtuna uită să mai... Unde dragoste nu e, nimic nu e. Adică, unde Gigi nu e, nimic nu e. Și atunci apare el și răsare soarele. O fi la mare. Un frumos material cu Gigi Gheorghiu. Fără cântecele tele, că e mai bine fără ele. E extraordinar. Ne reîntâlnim cu un prieten bun al emisiunii noastre, care tocmai se află pe scenă. Mai multe vorbim cu el când va coborâ. Haideți să vedem despre cine e vorba. Aplauze pentru inegalabilul maestru George Gheorghiu. Zilele sunt senine, gândul-mi e la tine, ce bine e. Mi-a aprins, îmi pare că-i un vis, ce bine e. În suflet port ascuns, mereu numele tău. Vom fugi în America, vom fugi în America. Gata! Ce faceți, domnul maestru? Tocmai am prestat. Foarte frumos, foarte frumos, și mă bucur că v-am prins în full action, să zic asta așa. Facem de două ori pe zi.
Dimineața, da, dimineața la ora 10 și seara la ora 5. Aha. Eu zic să facem așa, să ne plimbăm noi puțin, să-mi explicați ce se întâmplă pe aici, bine? Ok. Uite ce fac! Toată ziua, bună ziua, la plajă! Da, da. Cu fete frumoase, cu voie bună, cu tot ce trebuie. Să știi că sunt și fete frumoase. Am văzut! Vezi că acolo aveți ceva cu iubire, cu un vapor, o corabie. Acolo este corabia iubirei. De fapt, este sediul Fundației Culturale Gheorghe Gheorghiu, Bucurii de Vacanțe se numește proiectul, care datează de 20 de ani. Jocuri, concursuri sportive, campionate de fotbal, de tenis, de volei. În fiecare zi. În fiecare zi de 22 de ani, dacă am înțeles bine. Da. Cum arată o zi din viața dumneavoastră la mare? Că pe la București vă prindem ca în rar, e adevărat. E adevărat, da. Cum se arată? La ora 9:30 dă Cristi Petricică tare și eu cad din pat. Speriat, nu știu ce mi se întâmplă. Asta e, cad, mă ridic, mă spăl pe față și vin pe scenă. Mamă, deci trezire hotărâtă. Oh, dar în ce hal? Și bagă câte o piesă de-aia, efectiv cazi din pat. E nasol. Păi, seara, de exemplu, programul până la ce oră durează? O oră. Bine, se desfășoară activități seara până târziu aici. Dar eu plec la cântările mele, în spectacole. În altă parte, nu stau aici seara. Seara vin după 12 și ne apucăm de treabă pe terasă. Ai înțeles? Da, competiție grea, bănuiesc. Păi nu, dar trebuie consumate lichidele alea care se aduc aici. Bun, am ajuns la corabia iubirii. Iubirii? Da. Iubirii. Acum, am o curiozitate și cred că nu sunt singurul. Este tipul unui cântec al meu. Asta știu, dar întrebarea mea este dacă în momentul de față iubiți. Eu mă îndrăgostesc în fiecare secundă. Nici nu te aștept și gata, sunt îndrăgostit. Așa repede? Da, pe loc. Da, uite, cum ar trebui să arate femeia perfectă? Mie îmi plac brunetele, blondele și roșcatele. Da. Așa. Și cum trebuie să fie? Cu forme, fără forme, mai... Nu, să aibă forme frumoase, să fie atlet așa. Atletă. Dar bun. Nu-mi plac umerașele alea slabe. E nasol. Știi cu ce bucurii sunt în vacanță? O sticlă de vin bună, o fată extraordinară, da? O prăjitură, o plajă, o baie cu o fată frumoasă la geamandură. Da, la geamandură neapărat să fie. Când a fost ultima oară când ați făcut o baie la geamandură? Eu? Da. Deci sunt de 22 de ani aici, acum 22 de ani. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu. Vă mulțumim mult de tot, pupați-o pe Teo și vă așteptăm în curând în platoul Teo Show. Da? Cu mare drag. Vă mulțumim frumos. Da.